La 35 de ani, Dan Nistor impresionează în Superliga. Mijlocașul are 7 goluri și 3 pase decisive în tricoul Universității. Nistor! Aha, Nistor, gol! Nistor a acordat un interviu în exclusivitate pentru Prima Sport, în care vorbește fără perdea despre cariera sa începută târziu, după vârsta majoratului. În sezonul ăsta, realizările personale sugerează faptul că te afli la cel mai bun sezon din carieră. E corect sau cifrele astea nu spun tot adevărul? Da, ținând cont de numărul de goluri, da, este un sezon, practic cel mai reușit sezon din cariera mea, dar eu cred că pot mult mai mult și doar este un început de campionat, să zic așa. Lucrurile importante trebuie să iasă la nivel la sfârșitul campionatului, pentru că degeaba faci bine acum și la finalul campionatului, nu știu, ești în play-out sau te bagi la retrogradare. Este foarte important că am reușit să marchez, să-mi ajut echipa, dar trebuie să am continuitate în acest lucru. Ai găsit un mediu potrivit la universitatea pentru tine? Da, e un mediu propice, zic eu, ca pentru a face performanță. Oamenii de aici sunt niște oameni serioși, ascultători, să zic așa. Avem niște suporteri minunați și am zis și în interviul anterior, cred că această echipă și acest suporter merită mult mai mult decât au avut până acum. Fără să dau cu trafaletul, tu ești un jucător cu o calitate specială, aceea de a citi foarte bine jocul, de a găsi tot timpul soluții imprevizibile. Se antrenează calitatea asta sau? Sincer, nu știu dacă se antrenează, că știți și dumneavoastră, am început fotbal destul de târziu, dar am această calitate care, practic, mă gândesc înainte să primez mingea, mă gândesc înainte să am două, trei soluții pentru a pasa. Cred că e ceva nativ, din punctul meu de vedere. Care a fost visul tău când te-ai apucat de fotbal? Te-ai gândit că vei ajunge până aici? Sincer să vă zic, nu m-am așteptat la acest lucru. Practic, am început foarte de la 19 ani, am mers la Liga 3-a, deci foarte, mai ales să ajung și la echipa națională și în transfer în străinătate și așa mai departe. Nu m-am așteptat, dar să zic și cu un pic de noroc și cu mai multă muncă, mi-a ajutat Dumnezeu și am ajuns aici. Tu ai ars niște etape, ai sărit niște etape. Din câte știu, n-ai făcut un juniorat, nu cum se face acum, deci un ciclu de 4-5 ani. Deci, practic, bazele fotbalului le-ai învățat din mers. Cum v-am zis și mai devreme, cred că e ceva nativ, pentru că e foarte greu să ajungi la nivelul acesta și să nu faci junioratul, din punctul meu de vedere. Cum a spus și dumneavoastră, cel mai important este junioratul. Practic, acolo înveți să lovești mingea, să te demari, să pasezi, să etc. Dar cred că este ceva nativ și poate și dorința asta foarte mare, pentru că mă uitam și eu, când eram mic, mă uitam la televizor și vedeam, wow, ce frumos e să mergi pe un stadion, să joci fotbal, să vedeam și iarba așa verde, jucând mai pe maidane și mai pe știu unde, pe la țară, era altceva. Și practic m-a ambițuat foarte tare și când am văzut acest lucru, zic, de ce să nu reușesc. Chiar cum jucai când erai la vârsta adolescenței, de exemplu? Unde? Cum? Cu cine? Păi, sincer, eram la școală. Deci când eram la școală, practic, aveam niște probleme foarte, foarte mari cu profesorii, pentru că stăteam foarte aproape de școală și părinții mei mă trimiteau la ora 8 dimineața și de la 9 până pe la ora 13 eram mai pe teren. Deci orele nu prea mergeam la ore și aveam foarte mari probleme cu părinții, cu profesorii, pentru că nu mă ducând la... Mă duc la ore, mai rămâneam corijent, repetent și așa mai departe. Știți cum e la școală când ești mic. Iar după aceea am terminat școala și mi s-a evit o oportunitate a merge, să zic așa, paznic la un hotel acolo de la mine, de la Rucăr. Am acceptat cu mare drag acest lucru, fiind și nașa mea de botez acolo. Și făceam servicii, să zic așa, și dimineața veneau băieții. Practic toată seara stăteam de pază acolo și dimineața veneau, mă luau băieții la meci, pentru că jucam la Liga 4-a, județul Argeș, și veneam, mă luau de acolo, mergeam la meciuri, dădeam un gol, două, apoi mergeam din nou la servici. Și tot așa, până mi s-a evit o situație inedită, zic eu, practic de acolo a început cariera mea. Am avut un meci de Cupa României, practic, pe Nicolae Dobrin, pe stadionul Nicolae Dobrin, cu cei de la FC Argeș, deci pe atunci echipa avea o salitate în Liga 3-a, și am jucat acolo meci, am dat și un gol, am obținut și un penalti și practic acolo, să zic așa,
mi s-au deschis drumurile, pentru că după meci, țin minte, a venit și un domn acționar de la Unirea Costești, pe atunci în Liga 3-a. N-am putut să merg acolo, după care a fost această ofertă de la Internațional Costa d'Argeș. Practic de acolo mi s-a deschis drumurile. Consacrarea ta a fost la Pandurii, Târgu Jiu. Aia era o echipă specială, adică făcea jocul ăla de posesie, se vedea că era antrenat, că nu era întâmplător. Da, și un mare merit în acest joc de posesie și în această, să zic așa, urcare a mea, îl are domnul Petre Grigoraș, pentru că am ascultat ce mi-a spus și mi-a zis, am încredere în el și am avut. Și de dovadă, uitați unde am ajuns. Cred eu că vârsta e doar un număr și mulți ne fac dinozauri, bătrâni și așa mai departe. Dar asta este lumea și cred eu că să putem face mult mai multe lucruri frumoase la echipă. Transferul în Franța, Dan, nu știu, rămâne un regret faptul că n-ai reușit acolo, n-ai reușit să te impui? Nu, singurul meu regret... Că n-ai gestionat poate bine în momentul ăla. Nu că n-ai gestionat bine, singurul meu regret este că m-am gândit la bani, să fiu sincer. Să nu, că știți că sunt un tip corect și spun totul lucrurilor în față. Am avut și alte oferte, dar am ales partea financiară pentru că era foarte, foarte mare. La ce eram la Târgu Jiu și ce am mers acolo era o diferență foarte mare. Și practic de acest lucru am un regret. Din punct de vedere fotbalistic nu am regret, deoarece știu ce s-a întâmplat acolo. Drept dovadă, echipa nu mai există, acum s-a desfințat echipa. Și să fac așa o paralelă, alt regret îl am. Pe mine m-a transferat acolo băiatul antrenorului. Deci asta n-am înțeles nici în ziua, dar și nici acum nu înțeleg. Tot vorbeam cu antrenorul și el tot îmi spune așteaptă, așteaptă, așteaptă. Am așteptat o lună, am așteptat două, am așteptat trei, am așteptat șase și am zis nu mai pot să mă aștept pentru că am o vârstă și vreau să joc, nu mai sunt la 20 de ani. Ai dat o declarație atunci că, mă rog, pe care ai retras-o sau ai regretat-o mai târziu, faptul că n-ai jucat pentru că erai român. Nu am regretat niciodată nimic ce am spus și ce am făcut. Nu am retras declarația, poate mi-au retras-o alții, dar nu. E adevărat, declarația eu am dat-o, dar nu m-a spus de acest lucru. Susții același lucru și acum? Bineînțeles. Erau foarte multe chestii care nu pot să le spun aici, pentru că după aia aș deveni... Și știu și alți colegi de-ai mei ce se întâmplă acolo, adică nu... De unde mai aveai oferta? Ai spus că ai mai avut și o altă ofertă. Am avut din Spania. Prima ligă, a doua? Prima ligă, dar n-au fost, v-am zis, n-au fost, din punct de vedere financiar, nu a fost la fel cum a fost în Franța. Și, na, fiind la început atunci, mă gândeam, mă luase un pic, să zic așa, capul, mă gândeam la foarte, erau foarte mulți bani în joc și știți cum e, da, pleci de la nimic, să zic așa, și ajungi în avion, e greu, trebuie să fii din punct de vedere mental foarte capacitat și... Crezi că aici suferă fotbalistul român atunci când ajunge în străinătate? La capitolul mental, în primul rând? Cred că și la acest lucru este foarte important, dar cum v-am zis și mai devreme, eu am fost în situația, să zic așa, fotbalistului român și probabil și asta. Îți iau banii, mințile, nu știu, vezi orașe, vezi nu știu ce întâlnești acolo, mașini și așa mai departe, femei, eu știu ce se poate întâmpla, fel și fel de atracții și practic lași fotbalul deoparte și te axezi pe alte lucruri care nu cred că ar trebui să te axezi. Din punct de vedere fotbalistic, e o schimbare majoră, nu știu, mă refer la dificultatea antrenamentelor, la... Era foarte multă alergătură, nu erau... Erau două, trei echipe pe atunci în Franța care erau, pasau și erau gen tehnici, așa, dar rest nu. Era foarte multă forță pe alergătură și contraatacuri multe. Te-ai simțit vreun moment inferior din punct de vedere fizic, cel puțin tehnic, cum vrei tu? Tehnic niciun caz, fizic nu, că sunt nativ și fizic alerg de îmi sar ficații, nu am nicio treabă, dar așa a fost să fie atunci, așa a decis antrenorul, acum ce să mi-ai spun, decât să-i doresc multă sănătate și unde va merge, dacă va merge, dacă va antrena undeva, să fie sănătos și tot bine de lume doresc. Și la CFR ai avut o experiență scurtă. Practic astea singură la două cluburi în care n-ai reușit să te impui. Ce n-a mers în relația cu Dan Petrescu? Am avut o relație foarte bună cu Dan Petrescu. Singurul cu care n-a mers, jucam un post care eu nu credeam că pot să joc și credeam că alți jucători puteau să o facă mult mai bine decât mine. Drept dovadă, toate meciurile, dacă vă uitați la CFR, am jucat titular. Toate meciurile care le-am timp de 6 luni, am avut 17 meciuri și toate am fost titular. Jucam pe o poziție care nu mă simțeam bine, eram mijlocat stânga sau mijlocat dreapta, ceea ce cred eu că nu mă avantajează foarte mult acest lucru.
am vorbit cu dânsul, ne-am strâns mâna, a fost de acord, n-a fost nicio ceartă, niciun scandal, nimic. Ca doi prieteni, ne-am luat la revedere și atâta tot. Dar nu era pe stilul tău, Dan Petrescu? Fiecare antrenor are stilul lui diferit. El era pe minge lungă și pe a doua, aici e altceva, avem posesie, ne creăm ocazii, acolo așa era stilul, așa a câștigat și campionatul, așa s-a calificat și în cupele europene, bravo, bravo dânsului. Știi, toți antrenorii, fără excepție, spun că vor jucători care să aibă personalitate. Am văzut recent o declarație a lui Sorin Cârțu, în care, mă rog, el spunea că încercai să faci pe jupânul, pe un jucător cu personalitate, nu face pe jupânul sau nu... Nu știu la ce se referă dânsul, pentru că, da, într-adevăr, vreau să fac pe jupânul, dar în teren, nu în afara terenului sau... Și asta puteți să întrebați și toți antrenorii care am avut până acum, dacă am avut o problemă de comportament cu vreunul dintre ei sau mai știu eu cu cine. Sunt declarațiile dânsului, nu le comentezi, treaba dumnealui. Ce n-a mers la Craiova? Din contră, la Craiova au mers foarte multe lucruri. Adică primul an am fost la un pas în campionat, al doilea an am luat cupa și supercupa, după care, nu știu, mi s-au adus niște acuzații, între ghilimele, să zic așa, că a fost cel mai slab an din istoria clubului, iar noi am câștigat cupa și supercupa, adică nu știu, mi s-a părut o chestie... Mă refer la ultima perioadă, pentru că ai plecat de acolo, oarecum neașteptat. Au venit, practic, în ultima zi a venit patronul echipei și mi-a zis că se bazează pe Bayram, exact asta mi-a zis, că e mai tânăr, că e mai de perspectivă. Am zis, da, ok, mulțumesc, sănătate, nu sunt genul ăla de persoană care să stau să mă... atâr după un contract, să stau, să mă antrenez singur, să nu mai știu eu ce. Am zis ok, nicio problemă, s-a evitat această situație și nici n-am stat prea mult pe gânduri și am plecat direct. Pentru că eu cred că am făcut destul de multe pentru clubul acela și puteam mai face, dar așa au vrut domnii de acolo să se întâmple. E vreo persoană, Dan, care ești recunoscător în mod special pentru cariera ta, pentru ascensiunea ta? Păi, în special soției mele, pentru că a fost aproape de mine în toate momentele. N-au fost mai momente, n-au fost mai miere și șampanie. Au fost și momente destul de grele, mai ales perioada din Franța. Practic, o luasem un pic așa razna, să zic, și a fost aproape de mine și ea a fost una dintre singurele persoane care m-a ajutat, a fost aproape de mine. Plus că imediat am ajuns la Dinamo și a venit și copilul meu și practic de acolo a fost totul ok. E vreun duel cu vreun jucător din Liga 1 pe care îl aștepți, care știi că e, nu știu, îți face plăcere să joci împotriva cuiva sau... Aveam înainte, eram când jucam contra nașului meu, contra lui Pinti, dar acum el nu mai jucând, nu, acum chiar nu am niciun. Vreau să câștig toate meciurile, pentru că de-aia venim la antrenament și antrenăm zi de zi, pentru că ne dorim foarte mult să câștigăm și să ducem echipa asta mai sus, pentru că cred că merită mult mai mult. Și cel mai dificil adversar din cariera ta? Să zic așa, cel mai dificil, am jucat și un meci, 70 de minute, 60 de minute prin Franța cu Monaco și cred că aveam niște jucători fenomenali. Falcao, Moutinho, Carvalho și așa mai departe. Deci erau niște jucători incredibili și cred că acei adversari au fost cei mai importanți. Plus că am mai avut un meci cu Belgia când am fost prima dată convocat la echipa națională, dar din păcate acel meci s-a șters pentru că Neapiții a făcut prea multe schimbări și nu s-a mai pus acel meci. Și pe atunci erau De Bruyne, Kompany, aveau o echipă fabuloasă și cred că și acei jucători erau impresionați. Te-ai fi așteptat măcar să primești un telefon la ultimele acțiuni ale echipei naționale de la selecționar sau de la un secund sau de la cineva din federație? N-aș vrea să fiu răutăcios, dar la ce în România ziua de azi nu poți să te mai aștepta nimic, sincer să vă zic. Adică, v-am zis și mai devreme, noi suntem dinozauri, suntem bătrâni, noi nu mai contăm. Alții contează acum, noi nu mai contăm. Auzim puțină dezamăgire. Nu o dezamăgire, nu Doamne ferește, nu. Nu, de ce dezamăgire? Dar așa consideră dânsii că trebuie făcute lucrurile, așa le fac. Având în vedere, repetăm, cum am mai și spus la început, că ești la cel mai bun sezon din carieră, dacă luăm cifrele. Da, dar aici nu,
ați văzut vreun... Eu n-am văzut un secund sau vreun... Un secund al echipei naționale sau ceva de genul ăsta la meciuri. E poate departe și nu poate să ajungă aici, știți?